Eu sunt somelier, în primul rând. Am terminat și cursuri de somelierie, dar și WSET. Este un curs recunoscut internațional. După ce am participat la cursurile acestea de somelierie, am rămas în strânsă legătură cu colegii de acolo și facem des seri de degustare în care evaluăm vinuri. WineFall a început ca un blog prima dată. Îmi plăcea vinul dintotdeauna și îmi plăcea să învăț foarte mult despre el, să descoper vinuri noi. Am pornit un blog în care scriam despre vinuri, ca ulterior să mă gândesc să-mi vine și ideea unui magazin. Îmi plăceau foarte mult accesoriile, pe unde mergeam în afara României găseam tot felul de accesorii drăguțe, personalizate, cu mesaje despre vin și m-am gândit că ar fi interesant să avem și noi un shop cu astfel de accesorii. Și astfel am făcut un shop foarte mic, în care am introdus câteva accesorii create împreună cu designeri români la ideile mele. Astfel am pornit magazinul, aveam vinuri ce veneau cu ghiduri în care povesteam despre ele, recomandări de asociere cu mâncarea, notele de degustare, povestea cramei. În fiecare lună primim la degustat vinuri noi de la crame. WineFull se diferențiază de alte magazine de vinuri din România prin concept. Noi nu suntem un simplu magazin de vinuri, ci avem un concept pe care îl vindem. Avem un serviciu, în primul rând, care este abonament la vin. Deci în fiecare lună selectăm 4 vinuri pe care le degustăm înainte. Nu trimitem ceva ce noi considerăm că nu ar fi bun. Deci trimitem doar vinuri bune, scriem despre ele în aceste ghiduri și toate vinurile sunt surpriză. Feedback-ul e foarte bun pentru că așa descoperă vinuri pe care nu le găsesc în mod normal. Noi lucrăm doar cu crame boutique, în mare parte, nu doar cramele care se găsesc în wine shop-uri mari. Și astfel descoperă crame mici care nu ajung pe piață. Vrem să extindem abonamentul cât mai mult, să testăm piața cât mai mult și să ajungem la cea mai bună formulă a abonamentului, astfel încât să îmbunătățim produsul cât mai bine. Și ulterior ne vom gândi și la o strategie de extindere. Dacă vrei să te abonezi, trebuie să mergi pe site și primul lucru pe care îl faci e să-ți alegi planul dorit. Dacă tu preferi vinul alb, îți alegi atunci planul de 2 sticle de vin alb. Dacă preferi și alb și roșu, dar bei mai puțin, îți alegi planul de o sticlă de vin alb și una roșie, mai obține de 2 sticle de vin roșu sau obține cu toate 4, adică primești 2 sticle de vin roșu și 2 sticle de vin alb. În planul de vin alb și planul de vinuri mixte, toate 4, unul din vinurile albe poate fi și roze sau spumant. Abonamentul poate fi făcut doar și pentru o singură lună, poate fi pus pe pauză oricând, poate fi anulat oricând și se poate face asta direct din cont. Procesul de obținere a finanțării nu a fost complicat deloc. A fost chiar surprinzător de ușor. A fost vorba de o aplicație prin care povesteam despre business-ul meu și ce vreau să fac cu banii și o proiecție a activităților pe care le aveam cu acea sumă câștigată. Apoi un pitch scurt în care povesteam despre WineFull și interviurile de după au fost foarte plăcute, deci nu a fost nimic, nu m-am simțit ca, da, nimic tehnic, nu m-am simțit ca la un interviu al unei bănci, mai ales de obținerea unui credit și procesul de după a fost foarte, foarte ușor și foarte bine pus la punct.